Salutare! În acest episod vom vorbi despre capitolul 8 din cartea lui Murray Rothbard, Manifestul Libertarian, despre asistență și statul asistențial. Vom merge mai multe direcții, printre care aș vrea să menționez de pe acum să știți la ce să vă așteptați. Asistența socială privată și de stat, asistența corporate welfare, cam cum aș traduce asta, subvenționarea sau ajutorul de stat al corporațiilor și ce ar trebui să facă statul pentru ca într-adevăr să ofere o asistență categoriilor defavorizate ale societății. Și aș vrea să încep cu asistența socială privată și cum s-a desfășurat ea înainte ca acest serviciu să fie preluat de către stat. Probabil în capitol menționează câteva secte religioase, printre care mormonii, și cum asistența socială are loc în cadrul acestei secte. Și diferența pe care o menționează el aici față de asistența socială de stat este că scopul ajutorului oferit de către cei care oferă această asistență este ca persoana ajutată să revină, să devină independentă cât mai curând posibil. Lucru care în asistența socială de stat, în serviciile oferite de stat, nu se petrece. Și aici mi se pare că tipul de asistență socială oferită de stat și motivația oferită de aceasta este ca persoana ajutată să rămână în acest stadiu pe vecie. Și chiar prin ajutor oferit copiilor se perpetueze și generații lucrul ăsta, știi? Și mi-a plăcut chestia cu ăștia de la agențiile de șomaj niciodată nu sunt potriviți pentru joburile oferite. Asta vis-a-vis de contrastul cu mormonii. Așa. Unde tendința era să scapi cât mai repede, să ieși din stare. Ori din coace la agențiile de șomaj nimeni nu găsește, nu se potrivește cu dușba aia. Adică acolo rămân, nu? Plus că încercarea asta a serviciilor asistențiale de a se promova, pur și simplu, marketing în America. Cât de ușor este să accesezi programele respective, da? Poate că le e frică cumva că păturile astea defavorizate nu sunt informate, atunci încearcă să facă cât mai ușor accesul la... Păi Obama n-a fost de ăsta valid, n-a fost care lucra cu săracii asistent social, n-a fost... Nu țin minte să fi fost... Nu știu, a lucrat în programe de astea în... Avocat, activist. Și păi da, dacă avocat, poți să fii avocat, să lucrezi într-un ONG de asta. E posibil. Nu știu. Uite ce a zis Gabi acum, a făcut să mă gândesc la asta, că Rothbard aici nu insistă pe chestia asta, pe cât câștigă gulerele albe din administrație, din programele. Ne gândim la fondurile europene, ai, cum se numesc alea, agențiile de... De ajutor? Nu și asta de implementarea fondurilor europene. Ideea e că au de câștigat gulere albe de acolo. Oamenii din ONG-urile de stat, oamenii din mediul academic care trebuie să scrie studii sau ce. Trebuie să scriem studii despre
inegalitatea, despre sărăcie, despre și grosul banilor, îmi spunea un prieten, domnule, de ce nu le dă banii direct? Da. Direct. De exemplu, ai programe pentru romi, ai 5 milioane de euro în program, ai cifre rentare și împarți. Uh-huh. La becalii decât să scrii studii, să... Și așa îi ajuți pe unii care se pot ajuta, adică ajuți o upper class Roma, deci oameni inteligenți, nu știu ce, care nu aveau problemă să fie agenți de vânzări sau să găsească joburi în corporații, oameni inteligenți, talentați, dar și nu îi ajut să îi amărâți. Îi amărâți sunt doar să bifeze indicatorii. Da. Mi se pare că, nu știu, ați găsit așa ceva, mi se pare că nu. Insistă pe chestia asta. Deci cât câștigă gulerele albe din... Nu, și nu cred că insistă tocmai pentru ideea asta, că el oricum e împotriva e împotriva unei propuneri oarecum similare, știi, la vremea respectivă venite de la Milton Friedman, despre care discută și pe care discută în mod critic, la sfârșit. Da, la sfârșitul capitolului și poate că de asta nu e dispus să facă niciun fel de concesie, știi, în ideea asta că e mai simplu să dai banii la cetățeni și știi că ca să nu ajungă acolo. Că se ferea de venitul minim garantat al lui Friedman de un program. Da, de mă gândeam la că nu insistă pe inegalitatea asta. Pe faptul că PSD-ul nu împarte banii cu săracii. Motivul, deci dacă ar împărți... Motivul e că ăsta era argumentul lui Friedman pentru care vrea să bage... Adică exact ăsta. PSD-ul nu... Mă rog, PSD-ul de atunci nu împarte corect banii. Adică sunt mai multe... El vrea o simplificare a sistemului asistențial care exista atunci în America. Știi? Și astea erau argumentele lui. Și el dacă... Rothbard presupun că dacă le-ar fi preluat, după aia ar fi fost mai greu să dea în program în sine. Pentru că rămâne acolo. Păi știu. Și dacă îl faci flat programul, ce nu rămâne liota aia de ba da, asistent social și de nu știu ce? Ba da, știu. Deci chiar dacă nu e stufos cum e acum, știi, cu trepte, cu nu știu ce. Uite o chestie la care nu, pe care n-am înțeles. El zice că red tape a fost un stimulant negativ, o chestie care a ținut pe linia de plutire sistemul. Dar ce credeți că avea în vedere cu red tape? Ce, că să dai bani să... Nu, din cauza că... Te bagi și pe tine pe undeva? Sau... Nu, din cauza că pentru a accesa, să zicem, un ajutor pentru... Păi asta ziceam și eu. Da. Dai corupție, dai bani ca să te bagi nu știu ce pe undeva. Nu. Deci el spune așa... Dăm cu tare ajutor de încălzire. Da, un ajutor pentru a avea un ajutor de încălzire trebuie să completezi 7 cereri. Trebuie să aduci copic serul după buletin, talon de pensie, de câtă pensie ai, nu știu ce. Și atunci este un... îl demotivezi pe cel care încearcă să acceseze acești bani. Înțelegi? Nu, eu mă gândeam că... Ce descurajează? Nu mă gândeam la asistenților. Nu, mă gândeam la șpagă, efectiv. Nu, el retape aici. Așa asociezi retape-ul cu șpagă. Eu cred că mai degrabă e pur și simplu... Gabi zice că sunt reglementări, că erau prea multe acte și eu asta cred, descuraja creșterea. Eu cred că niciuna, niciuna dintre ele nu e dată în sensul ăsta să descurajeze numărul de asistați. Cred că e pe partea aia, ăsta e un rezultat, să zicem, fericit și contraintuitiv. E pur și simplu nevoia unei birocrații de a produce urme. În sensul că dacă ai de verificat nu știu câte acte, păi înseamnă că nu poți să procesezi decât un anumit număr de cereri pe zi și atunci trebuie să creezi mai mulți oameni ca să proceseze mai multe cereri și deci ai nevoie de un buget mai mare și dacă ai mai mulți oameni dintr-o dată ai nevoie și de un șef deasupra lor. Da, și a început să plouă, o să fim în curând întrerupți de roalert. Fii atent, și birocrații care ne sunt spune că a început să plouă. Da. Și birocrații sunt în competiție. De exemplu, să zicem că e șef la nu știu ce departament. Mai vrei, nu știu câți pe acolo, vrei să ai doar oamenii tăi. Nu? Așa. Pentru că se distribuie profitul. Dacă PSD-ul ia toți banii din afaceri de pe statul și cât îți crește numărul de birocrați pe care îi ai sub tine, dacă tu poți să crești
ai o scuză să crești bugetul departamentului. Asta e funcțională și în corporații. Așa funcționează lucrurile și în corporații. Cu cât ai mai mult de lucru, ai nevoie de mai mulți oameni, e rost să crești bugetul. Cu cât ești, și asta e o altă chestie, cu cât ești mai manager pe un buget mai mare, cu atât îți crește prestigiul. Și aici iară mă gândesc la asta. Sunt două forțe. Ce zici tu, e o forță care crezi banii, da? Ce ziceam, e o forță prin care scar, că trebuie să împarți banii cu alții. Dacă ne ocupăm 1000 de oameni de nu știu ce proiect, dacă ne ocupăm 5.000, nu mai câștigăm la fel de mult. Dacă sunt șef, câștig la fel. Asta funcționează, într-adevăr, atunci când banii aia trebuie să-i facem în mod cinstit din ceva. Dar atunci când banii aia vin dintr-o pungă fără fund extrasă prin forță de la populație, da, sigur, e o limită care populația nu mai poate să da. Din păcate, suntem încă prea departe de ea. Nu, dar nu mai e rentabil nici pentru tine. Mă gândesc la intuiția asta public choice care spune că ce vor politicienii sau birocrații să integreze beneficiile, să disperseze costurile. Mm-hmm. Ok. Dacă tu dispersezi beneficiile, să zicem, nu mai... Deci dacă PSD-și ar împărți banii din afacerile cu statul cu votanții lor, nu mai câștigă nici mai rentabilă politica. Lucrezi în privat. Dar din jaful ăsta inechitabil, inegal, de acolo rezultă banii. Banii capilor. Uite, vreau să aduc înapoi discuția la ce spune Rothbard aici de Biserica Mormonă și de felul în care funcționează caritățile private. Unul dintre scopurile intuitive, ai putea spune, ale carităților private sunt de a ajuta omul să devină independent. Pentru că dacă nu le ajută să devină independent, înseamnă că doar toarnă bani în fundul lui la nesfârșit. Ceea ce este un proiect prost chiar și din punctul de vedere al carităților private. Cu toate acestea, există în continuare carități și case de ajutorare chiar în privat, da, cu voluntari și cu contribuții voluntare, care se ocupă de cazuri incurabile, de exemplu. Deci nu e un be all and end all, adică un scop peste toate scopurile ăsta de a scoate omul din sistem cumva. Nu, există și cazuri în care sunt oameni incurabili și au grijă de ei cu handicap, da, care nu se poate vindeca. Bine, Rothbard, cred că nu-i discută pentru... sunt puțini. Da, nu, sunt puțini, dar nu sunt scopul punctului ăsta. Da? Nu sunt acoperiți. E clar că aici e vorba de oameni care au căzut, să zicem, în sărăcie. Da? Deci și-au pierdut o slujbă din diferite motive. Ori dacă ne întoarcem la anii 1900-1800, din diferite motive. Ori beau prea mult, ori jucau prea mult la jocuri de noroc și ajung să-și piardă capitalul și să-și piardă, după aia, din cauza comportamentului, slujba și ajung, cum îi spune, în șanțul societății, zic că vrei să spui ceva. Și după aia mă întorc, cred că mai am o chestie. Rothbard vrea să ne explice că nu e treaba statului să facă lucrurile astea. Chiar dacă ai oameni dependenți, uite cum ai zis tu, câțiva incurabili, niște oameni nu pot fi responsabilitatea decât al altor oameni. Nu poate statul să vină să se erigeze în responsabil și să zică lăsați că mă ocup eu. Un alt lucru pe care vreau să-l spun este că în conceptul carității private care se ocupă cu întrajutorarea săracilor și oamenilor ghinioniști, este un punct foarte important și ăsta se vede aici în programul Bisericii Mormone la care face referire Rothbard, este de a-i descoperi, deci caritățile private au o motivație mult mai mare de a-i descoperi pe cei care merită să fie ajutați, cum ar veni săraci care merită ajutor și față de cei care sunt
pur și simplu neinteresați să coopereze împreună cu caritatea, în sensul că să-și pună viața înapoi pe roate. Și de asta, ăsta e un punct care la stat, Rothbard ar putea spune că zice că nu există, dar el de fapt există și se traduce fix prin toate cerințele și nebuniile pe care le aveau cei care sunt în programele asistențiale. De exemplu, n-au voie cecurile alea pe care le primesc să le cheltuiască decât pe anumite lucruri, ca să se califice, nu trebuie să fie, trebuie să se ducă la nu știu câte interviuri într-un anumit timp, trebuie să facă una alta. Problema e că el e ca orice program de stat, criteriile astea de eligibilitate, să le spunem, au ajuns și ele să fie la fel de cum să spun, la fel de îndepărtate de scopul lor inițial ca orice lucru pe care îl face statul. Adică sunt doar niște norme de bifat decât să își servească scopul lor în sine. Merită. Ce, merge pe tine să vezi dacă ai fost la bursa locurilor de muncă? N-au un stimulant. Tu trebuie să primești semnătura. De la cei la care ai fost la interviu. Deci ei trebuie să-ți semneze că ai fost la interviu la ei, ca să poți să îți continui accesul la asistență. Dar oricum nu sunt astfel de motivați, pentru că nu dau din banii lor. Asta e motivul pentru care astea din niște criterii, să zicem, de bun simț, care l-ar pune pe om pe calea cea dreaptă, au devenit doar niște chestii de bifat, pentru că nu există motivația financiară din spate. Nu lucrează, ei nu se joacă cu banii lor. Deci... Plus că asistații sociali jonglează, pentru că ei știu programele astea de ajutor și în cazul în care nu se califică pentru unul, încearcă să se califice pentru altul. Da. Și mai ales atunci când ai o motivație financiară de a rămâne asistat social, făcându-ți calculele după, să zicem, vrei să începi un job, ai niște cheltuieli de deplasare, mă rog, trebuie să apari într-o anumită ținută acolo și așa mai departe, și după ce tragi linie, observi că de fapt rămâi în mână cu bani mai puțin decât dacă ai fi fost asistat social de către guvern. Bine, și mai au și rezultate din astea perverse când ai programe separate, cu criterii separate. De exemplu, nu mai știu, mi se pare că Thomas Sowell descoperise cândva prin anii 80 că unul dintre efectele perverse al introducerii ajutorului pentru mamele singure a fost că au descurajat numărul de căsătorii în comunitatea de culoare. Pentru că de obicei acolo, da, bărbatul putea să facă ceva, da? Dar dacă ei erau căsătoriți, erau priviți ca o familie și atunci ea nu se mai califica pentru ajutorul social respectiv. Și prin urmare, divorț. Au dat cu, nici măcar nu se mai căsătoreau din prima. Au dat cu manta în asta. Sau în zice asta, că nici sclavia n-a distrus atât de mult familia. Comunitatea, familia, decât față de... Da, asta e o altă chestie pe care zice să o... Așa e. Uite, apropo de ce zicea Gabi, de calculul pe care și-l face asistatul social, Rorga spune aici că își face calculul comparând și cu cât ar câștiga. Dacă el primește $4,000 ajutor pe an, el nu o să muncească pe ce sub 4.000. Da, și, și chiar puțin peste. Deci... Și mai e o chestie pe care o spune Rothbard, care mie mi-a plăcut, în sensul că nu mă gândisem la ea chiar din punctul ăsta de vedere. Atunci când muncești, da, ai mai multe cheltuieli decât atunci când stai degeaba. Că trebuie să te duci, deci o parte din cheltuielile tale sunt strict legate de faptul că ai un loc de muncă, da? Trebuie să ai haine curate, trebuie să te duci până acolo și să te întorci. Bine, acum în epoca muncii remote, să zicem că astea
au mai dispărut, dar oamenii care sunt asistați social, cei nu poate să lucreze de acasă, trebuie să se ducă acolo. Și atunci, na, trebuie să fii tuns, ras, să nu puți, deci spălat. Da. Da, și astea sunt cheltuieli pe care, să zicem că dacă tu stai la tine în casă și nu ieși din vizuină decât o dată pe lună, da, să te duci să-ți iei cecul și, și în rest discuți cu Glovo, nu ai genul ăsta de cheltuieli. Și asta ce vrea să spună Rodbard aici e că chestiile astea lucrează împotriva incentivei unui om de a-și lua o slujbă, pentru că el are nevoie de un randament și mai mare. Deci, nu e, deci nu e numai faptul că între 4.500 de dolari și 4.000 stat degeaba, nu, nu e semnalul pe care l-aștepți? Nu. Plus okay. Că faptul că depune un efort când lucrezi. Pe când așa poți să stai la filme sau să stai pur și simplu și să da. Faci nimic. Și bine, da, poți să stai și să citești Rodbard. Asta... Fii atent, ca asistat... Deja e utopic. Ca asistat, tu ai tot interesul să te duci la forța de muncă cât mai jigărit, cât mai vai de lume. Dacă tu te duci la 4AC, te dau aia afară, nu-ți mai dau bani. și asta e adevărat, da. Da. Dar ca să duc raționamentul ăla până la capăt, ideea era că dacă stai degeaba față de, deci pe 4.000 față de, dacă muncești pe 4.500, e una, da? Dar dacă tu din aia 4.500 trebuie să cheltuiești oricum 700 ca să te întreții, ca să poți să te duci la muncă și să te întorci, da? Deja aia 4.500, nu mai sunt 4.500, sunt 3.800. Da, zice, nu? Da, exact. Da, zice, face calculul ăsta, da. Uite, și în România, cum se miră ăștia de la... știri cum de oamenii de la țară nu se duc când apare o fabrică în zonă pe, să lucreze pe un salariu, știi? Se pare lor că 20-30 milioane bani vechi ar fi ok, știi? Dar oamenii care sunt... ce ai zis tu sunt brut. Sunt brut. Adică... Așa ar fi. Deci de fapt vorbim de 1000... De 15. De 1000 sau 15. Sau 2500. Vreau să zic că omul în cauză își face mai bine calcule decât tu vezi părerea din biroul unui funcționar de asistență socială. Lui? Sunt calculele lui, de preferințele lui? Da, exact. Nu putem noi să știm ce o să prefere. Păi hai să îi oferim X. Dar la noi e mic ajutor. Uite, dacă să faci calculul cu 6 milioane și cu ziua câștigi 20, tot să afli. Renta să duci. Da, bine, la e mic ajutor. La noi e încă mic ajutor. Din America și Germania noi, fiind. Noi avem încă ajutorul ăsta, în sensul că atunci când vorbim de statul asistențial, nu suntem sub povara lui, pentru că pur și simplu nu suntem încă destul de bogați încât să ne permitem luxuri de genul ăsta. Dar zicea Hamprin, yes, prime minister, parcă. Ai atât asistați cât îți permiți, plătești. Deci dacă ești o țară bogată... De exemplu, în Germania, dacă ești homeless, da? Primești... De ce credeți... Bine, am cam dat-o înainte, dar hai să o punem așa. De ce credeți că în Germania majoritatea homeless-ilor au și un câine pe lângă ei? Pentru că primește și câinele. Pentru subvenție. Că câinele le dă dreptul la o subvenție în plus. Dacă te duci acolo și spui că ai un câine, primești niște bani în plus de la stat. E oarecum o atinge Rothbard când vorbește de funcția pozitivă de ofertă. Uh-huh. O lovește în și o chestie care s-a întâmplat la noi, în sensul că asta poate să o conștientizeze orice român. Vorbește de faptul că atunci când au legat bonusurile, mă rog, au legat criteriile de schema de plată, de welfare, au legat-o de numărul de copii. Ce să vezi, ai avut o explozie de copii la oamenii care nu își puteau permite oricum. Da? Și la noi s-a văzut, dacă mai ține minte cineva, scandalul alocațiilor, da? În care aveai familii cu care făceau copii ca să poată să ia alocații. Și ideea, mă rog, e că nu ești din cercul ăsta vicios, pentru că și acei copii vor fi săraci. Și viitorul asistat social. Toată ideea la statul asistențial este că
în mintea mea e împărțit pe trei felii. Ai oameni care nu pot să fie independenți. Asta e o problemă simplă. Nu o discutăm pentru că... Asta e problema în virtutea căreia avem toată discuția. Mm-hmm. Deci poate ar fi bine să o discutăm. Ideea e că banii n-ajung la ăștia. Deci când un politician iese și vorbește și carismatic și Obama, mm-hmm, tu te gândești la ăla paralizat care vai de mamă. Ideea e că ăștia sunt o minoritate. Da, exact. Sunt o minoritate în numărul asistenților. Au celular, au... Deci nu... Asistaților, da. În fine, deci ai oameni... Dar ideea e cum s-ar rezolva problema acestor oameni, da, într-o societate liberă fără asistență socială de stat. Prin asistența privată. Deci înainte de a exista asistența socială de stat, a existat o asistență socială privată care funcționa. Există și acum niște actori specifici. Da, și există și acum privată, da. Americanii chiar dau banii. Uite, un argument care țin discutat, de fapt, nu știu dacă l-am văzut undeva discutat, e că argumentul profitului și pierderii, prin care demonstrăm de ce poșta funcționează prost și Lidl funcționează bine, se poate aplica și carității. Și acolo ai profituri și pierderi, și acolo ai competiție. Dacă luăm fondurile europene, acolo n-ai profituri și pierderi. Deci oamenii nu pierd dacă nu-și fac treaba, dacă banii se pierd prin administrație. Din potriva, ai stimulente perverse. Crește bugetul. Crește, da, bugetul. Cu cât un program de stat nu reușește să rezolve problema, cu atât se aruncă mai mulți bani în el. Asistența socială fiind unul dintre ele. Da. Când o asociație care nu reușește să atingă scopurile, nu mai primește sponsorizări. Sponsorul ăsta care donează și se retrage sprijinul. Dacă vede că... la cineva care vede că, într-adevăr, te văd că tu faci un spital cu nu știu câți bani, îți retrag sprijinul. Deci de bani apoi să faci 50. Adică profit, în cazul ăsta, de când am vorbit până acum, profitul donatorilor este că treaba e făcută bine. De aia, dacă nu-și face treaba ONG-ul, să zicem, da, își retrage chestia. Vreau să punctez că părea că profitul e urmărit cu lăcomie și aici, vai, cum putem să ne gândim la profituri când vine vorba de oameni care au nevoie neapărat de ajutor. Păi, da, da. Și de fapt profitul este mulțumirea donatorilor. Profitul psihic. Dar și ONG-ul poate avea, un ONG poate fi mai tare decât, și între ele există competiții. Da. Adică are mai mulți sponsori, mai mulți donatori. De ce? Pentru că își face treaba bine. Ai încredere în ei. Da, da. Iar ăsta care dă bani are un profil psihic donator. Pur și simplu. O altă categorie din astea trei. Înainte de o altă categorie. Profit psihic, l-aveți și voi când vă duceți la magazin și cumpărați orice. Da. Ca să nu fie un termen prea aruncat. Da? Nemonetar, prin contrast cu monetar. Exact. Prin când cumperi o sticlă de cola, da? De exemplu, că tot avem noi o plăcere, te simți bine. Da? O valorezi mai mult decât banii pe care i-ai dat pe ea. Prin urmare, ai un profit. Dincolo, la săraci te simți bine că ajuți săraci, ajuți oameni paralizați. Iar acele ONG-uri, bine, noi le numim non-profit, pot funcționa și ca niște firme, în sensul că au bani, le crește bugetul, le cresc donațiile, dacă ei fac treabă bună. Dacă ei nu fac treabă bună, le retragi. Deci există profit și pierdere, asta e. Plus că un donator se uite și la dumne, i-am dat, să zicem, 1000 de lei, dar din 1000 de lei, 900 de lei au rămas în cadrul ONG-ului pentru a funcționa și 100 de lei au ajuns. Acum. Da, sunt. Acum. Adică sunt tot felul de calități. Da, corect. Sunt cercetări, știi că un euro ajunge la săraci și un euro în administrație. E posibil să fie optimist. Încă ar fi bine dacă ar fi 50-50, da. Încă ar fi bine. Așa, categoria a doua. Altă categorie, dar am vorbit deja de ea până acum, este această inefabilă sărăcie. Sunt oameni care ating sărăcia, sunt vizați de sărăcie, sunt oprimați de sărăcie și noi cineva trebuie să-i ajute, pare că ei nu pot să se ajute, nu vorbim de prima categorie, da. Pare că ei nu pot să se ajute, cineva trebuie să facă ceva și noroc că a apărut statul să facă ceva.
aici avem niște termeni de precizat. Sărăcia este ca întunericul, e o stare naturală, nu poți să o măsori. Sărăcia din România e altfel decât sărăcia din Germania, de exemplu. Și nu e clar că statul vrea să-i scoată pe oameni din sărăcie. S-ar putea să vrea să-i țină în sărăcie ca să aibă o masă de electorat. Sau justificarea existenței lui. Dacă chiar ar vrea să-i scoată din sărăcie, atunci... N-a putut, a vrut, dar n-a putut. A vrut, dar n-a putut, da. Rodvar menționat aici că între 1930 și 1960, de când a început asistența socială, numărul de acest tip de săraci a crescut de mii de ori. Da. Bine, aici cred că în timpul ăsta economia Americii a prosperat. Și mai încolo sunt cifrele, între 60 și nu știu cât, deci da. Prosperitate. Dar aici cred că e, de fapt, foarte mult a contat schimbarea culturală, că noi vorbim mereu de asta, politica urmează cultura. Da. Că în 1930, de exemplu, oamenilor le era rușine să accepte chestii pe gratis de la stat. Ori după ce statul a început să facă reclamă chestia, să zică că domne, e ceva, e virtuos, e un drept. E un drept. Așa. S-a schimbat, a început să schimbe mentalitatea și ok. Au fost stimulentele aia negative, adică stigma aia. Exista stigma aia care spune și astăzi există la albanezi, la mormoni, polonezii catolici din New York. Ori aia a dispărut, au venit leftiști și nu e dreptul tău, cât mai obraznic e. Da, mâna... Ți se potrivește? Da, ți se... mâna întinsă care nu spune o poveste, așa? Cultural, acum e acceptat că lucrurile trebuie să fie redistribuite, distribuite de la început și redistribuite, trebuie să fie o egalitate în societate. Din punctul nostru de vedere, nu au de ce să fie redistribuite. Proprietarul este un legitim stăpân al lucrurilor, nu e dator față de cineva să își dea procente din bunuri sau din câștiguri. Asta e o chestie pe care insistă mai mult conservatorii, pe transferul ăsta, că e nedrept. Să-ți ia din taxe, să-ți ia prin taxe. S-ar putea ca statul să nu-ți ia prin taxe și s-ar putea ca oameni care și-au pus bani deoparte, au fost buni gospodari, să fie sărăciți prin inflație, de prin exemplu, creșterea masei monetare. Da. Da? Și cine face creșterea masei monetare? Stat. Doar statul poate să facă chestia asta prin intermediul băncilor centrale, care... Nu sunt independente. Sunt de stat. Asta. Deci avem marota asta cu digitalizarea administrației și care mai era cealaltă? Independența. Vrem o agenție pentru energie independentă. Vrem o BNR independentă. Vrem un șe independent. Dacă e de stat, nu e nicio independență acolo. Sau justiție. Dar încă există. Da. Bine, asta merge mână în mână cu idealul al experților. Da. Care contemplă adevărul de sunt detașați de bani, de afecte și doar îți dau soluția cauzală potrivită. Da, e mitul omului nou. A tehnocratului nou, scuze. O chestie care îmi place și pe care insistă Rothbard e conflictul între sărași și săraci. Deci noi trăiam cu imaginea asta că statul vine ca un erou. Ne gândim la Superman, ne gândim la Spider-Man. Robin Hood. Care, da, vine și ia de la bogați și de la săraci. O Rothbard spune, nu, ia și de la săracii din privat și de la săracii asistați. Deci acolo e un conflict. Nu e rar eu ne gândim la asta. Deci noi ne gândim că statul ia de la țiriac și de la un om paralizat. Nu ne gândim că ia de la o vânzătoare, să zicem. Sau... Da, de la un vânzător, de la Mega Image. Da, de la o femeie de serviciu. De la... Și nici măcar nu dă, uite, Gabi a dus în discuție welfare-ul, bunăstarea corporatistă, contractele de apărare. Subvențiile. Da, subvențiile pentru firmele mari. Deci transferul
De fapt, transferul e, cum să zic, e neutru vis-a-vis de clase sociale. Sunt forați, bogați, sărați și middle class și banii se duc la bogați, sărați și middle class. O imagine pe care ne-o dau socialiștii e că nu, fură doar de la bogați. De la... Hai să zicem și că ar fura de la bogați. Tot ar fi rău, dacă pleacă bogații, dispar și locuri de muncă, investiții. Hai să zicem că pleacă, nu știu, top 50 în România. Păi alea nu erau, pentru Kaufland nu lucrează săraci. Deci nu e... Să pierd slujbe. Leftiștii văd corporația așa. No, leftiștii rezolvă problema, zice, nu, păi da, da, pleacă Kaufland, îi facem de stat. Naționalizează. Că, na, că vorba aia a mers bine înainte, cât era, când era Kauflandul de stat. Mai amintit eu. Deci am spus că s-au, au crescut numărul de săraci din categoria a doua, anii 60. Dar au crescut și din cauza că statul prin agențiile lui a redefinit sărăcia. Ah, da, corect. Au umblat la indicator. La indicator, da. Adică dacă înainte erai cu 500 de euro, să zicem, pe lună sărac, acum cu 700 de euro... Tot sărac, erau mai mult, intra mai mulți în categoria asta, știi? Poate ai ajustat cu inflația. Mă rog, da, a crescut. Nu, nu, n-a ajustat cu inflația. A crescut pragul, da. Năstase în 2004, în alegeri, a coborât pragul și ai zis, uite câți oameni, câți români am scos din sărăcie. A făcut mutarea imers. Acum, foarte mulți oameni își pun problema, cum scapi din situații nefericite de sărăcie. Și sunt mai multe soluții. Deja ați zis, dintre ele sunt comunități care se întrajutorează, cooperează voluntar. Cu comunitățile alea nu poți să fii obraznic cum sunt oamenii astăzi, dacă vrei să te ajute. Trebuie să fii simpatic. Deci e condiționat ajutorul, nu e... Dacă te vede că bei, uite, Rodman nu este așa de mult pe chestiile astea. Ești un nenorocit, nu ești responsabil, deci își retrage sprijinul. Da. În timp ce la stat, nu, merge înainte. O alt ajutor pe care îl mai dau comunitățile sau poate să fie și instituții, este că poți să iei împrumuturi dacă ești responsabil pe ce vei face, îți iei responsabilitatea pentru ce încerci să faci, poți să iei împrumuturi. Și aici o să ajungem imediat la subvenții. Poți să iei împrumuturi care nu mai au nicio apăsare din asta morală. Ești responsabil pentru ce faci. De asta pentru sărași te gândești? Un fel de împrumuturi sociale? Da, în loc să fie cadouri. Da, da. Cam asta vrea antreprenantul social, să mixeze cele două obiective. Adică nu-ți dă banii... Uite, o frizerie cu oameni sărași mixează și obiectivul social, în sensul că nu-și cere ca și mai fi un cămătar sau o bancă, deci îți mai scade, dar mergi pe profit. Dacă o frizerie, mergi pe profit. Deci partea socială, știi, în sensul că îți dă mai ușor în împrumut. Da, să zicem că ai dobânzi mai mici, etc. Da. Da, și mai ai o soluție care e mult mai ușor economic de adus în discuție, că poți să-ți faci asigurări. Asigurări împotriva zilelor negre. Ca să ești în putere, cotizezi o pare din bani și când nu mai poți sau nu se întâmplă ceva. Statului că oamenii n-a. Asigurarea funcționează pe principiul riscului, dar da. Asta, aici poate fi ceva legitim în sensul că oamenii nu sunt așa de finanțiști, nu suntem toți finanțiști, să avem deprinderi de astea și să te uiți pe grafice. Da, asta este... Ne gândim la oamenii simpli, știi? Nu trebuie să fii finanțist ca să te duci la o companie de asigurări, vrei să-ți faci o asigurare față de sărăcie, dacă companiile alea de asigurări lucrează în acest domeniu, o să-ți pună niște întrebări, știu ei. Știu ei cum să facă, da? Îți fac un profil de risc, îți determină câți bani trebuie să le dai pe lună și la revedere și la dare. Dacă nu-ți place, te duci la alta. Vezi, poate îți dau cu mai puțin. Poate n-ai atât de multe pentru că a fost statul, știi? Păi da! Ca la școli. Bineînțeles, asta e chestia care e întotdeauna. Ne lovim de ea, niciodată nu putem ști cum s-ar fi descurcat piața liberă în absența statului, pentru că ai statul și ce nu e, nu se vede ce ar fi putut fi. Hai să mai repet încă o dată din nou.
foarte, de foarte multe ori vine în discuție ideea că, păi, fără stat ar fi haos. Cum să lași piața liberă de asigurări? Pentru că ar apărea abuzuri. Noroc, normal că trebuie să ai stat care să te apere de abuzuri. Aici noi, de fapt, vorbim despre sistemul de justiție. Sistemul de justiție trebuie să funcționeze la fel de bine pe o piață liberă ca să poți să ai servicii sănătoase, rapide, trainice de apărare și de corectare a abuzurilor. Faptul că statul pretinde că te apără de asemenea abuzuri este, iată, doar o pretenție. Putem să ne uităm în jur cât durează un proces. E o cât promisiune. De bine. E o promisiune. Da, e o promisiune. Poți să răzgândească, exact. S-a și răzgândire. Să răzgândește după nevoi. Vă City acum, recent au avut-o. Da. Și un proces cu City în care ai nevoie de achitarea unor daune. Știu cât durează? Nu știu cât durează, dar știu că durează mai mult decât ar trebui să dureze. Da, adică oamenii ne întoarcem la vrem, am vrut să verific dacă există direct pe justiție. Există. Da. Ne întoarcem la capitolul ăsta. Dar e bine de menționat și în alte capitole, pentru că sunt multe lucruri care se leagă împreună. De exemplu, poate chiar și în absența welfare state-ului, da, ai fi putut să ai o, iarăși sunt chestii pe care nu le putem ști, ai fi putut să ai un sistem din ăsta de asigurare pentru sărăcie, da, dacă ai avea o justiție funcțională, adică chiar dacă ai avea o justiție care să rezolve lucrurile în timp util, da, poate că lumea atunci și-ar da drumul, ar fi dispus să facă mai multe genuri de afaceri, mai multe întreprize. Uite, era o chestie, o discuție de asta strategică la o școală de vară. Dom'le, ce trebuie să privatizăm mai întâi? Nu știu, educația, spune alții. Nu știu, sănătatea. Și zice Tudor, dar nu, justiția. Privatizată prima. Yes. Dacă n-ai justiție, degeaba vorbim de, da, despre celelalte. Că tot apare, știi, argumentul ăsta. Plus, în cazul asigurărilor, statul prin sistemul lui de licențiere și de reglementare, da, creează false creează distorsiuni în piață. Da, false siguranțe. Mergem la orice agenție, nici nu mă uit care o fi sănătoasă și mă asigur la oricare. Pentru că statul știu că e acolo care urmărește pe toți. De fapt, ar trebui fiecare să-și facă un fel de cercetare sau să angajeze pe cineva care este specialist în domeniu, să zică, domne, cine este sănătos financiar din... Gabi, dacă ai adus vorba din aur de City, asigurările de mașinilor, în mod ideal, tu ai un bun și vrei să-l asiguri împotriva riscului. Tu îți faci asigurare asupra stricăciunilor care pot să se întâmple din vina ta sau din vina altora. Sună ca un casco până una alta. Faptul că statul a reglementat și ești obligat să ai o asigurare, practic a mutat cheltuielile, costurile pe ceilalți. Le-a mutat și arbitrar și pervertind sistemul din cauza că nu ai o piață adevărată. Intră numai câteva firme, trebuie să bifeze ce caiet de sarcini a făcut statul. Da, cu red tape-ul, red tape-ul din domeniul respectiv. Uite, și aici ai presiuni. La Rodbard discută pe ăla care a făcut nu știu ce în New York. Da, spitale, exact la asta vreau să aduc acum. Adică, și cred că și în presa românească am avut cazuri. Da, în Bihor. A fost cineva Bihor care lua oameni de pe stradă, îi ducea, avea o fel de de fermă și mai multe camere și îi ducea la el acasă și ținea acolo și le dădea de mâncare,
măsuri igienice de nu îi ținea cu forța? Nu îi ținea cu forța, dar ea puteau pleca când vreau. A fost, s-a judecat cu statul pentru că a intervenit agenția de socială din zona respectivă și... Îi făcea concurență. Îmi iei pâinea. Da, da, deci pur și simplu. Cazul la care se referea Costel e, și care e menționat aici în carte, un poet a făcut în New York la un moment dat, în, mă rog, în, mi se pare că în Brooklyn sau unde era? În Harlem și în Harlem. În Harlem, o grădiniță, că era o criză de grădinițe, avea și s-a apucat să facă o grădiniță. Și au venit, și tu spui și de un alt caz și ajungem și la el după aia, și au venit să închidă grădinița pentru că au considerat că nu poate el să deschidă o grădiniță dacă nu e certificat de către stat. Adică cum să... Asistență socială, 5 ani la psihologie. Da. Cu toate că nu se plânsese nimeni. Cu toate că da, nu se plânsese nimeni de chestia. Reclame... Toată lumea era bucuroasă că avea unde să-și dea copiii. Și cealaltă era... Și nici n-au constatat greșeli, abuzuri. Uh-huh. Doar că nu erau bifate. Deci statul îți zice, n-ai șapcă. No. Ce scrie în legea asta? N-ai șapcă. No. Păi... Te amendăm că n-ai șapcă. Și cealaltă era un tip, era o organizație, mi se pare, care s-a apucat să construiască un spital. Uh-huh. Deci, spital într-o clădire dezafectată. Din bani privați, într-o clădire care era dezafectată. Deci a luat clădirea. Era de stat, ce? Era a primăriei, da. Da. Deci a intrat pe... Ok. Dar nu i-a deranjat. Dar nu asta este ceea, nu asta este ceea ce i-a deranjat. Exact. A descoperit după aia că lumea nu putea să ajungă la spitalul lui pentru că nu își permiteau, nu era transportul în comun, era jalnic și atunci s-a apucat să facă o linie de transport în comun ad hoc, gratis. Mă rog, mai întâi a fost cu bani. Dar o spus, domne, intri sub reglementările noastre din cauza că e cu bani. Din cauza că e cu bani, intri sub reglementările noastre. Și atunci a zis, bine, e gratis. Și acolo spunea, dacă vreți să dați un bacșiș șoferului, puteți. O să faceți o donație pentru... ca să-i ducă oamenii la spital. Da? Și, mă rog, cât s-a hârjonit el cu ei, la un moment dat s-a apucat să deschidă o a doua linie de transport în comun, care se ducă, mi se pare, în Queens sau într-un alt cartier. A, nu, era într-un cartier din Harlem în Jamaica și după aia a vrut să se ducă într-un alt cartier tot din Harlem. E, și atunci când a vrut să deschidă a doua linie, deja lumea a zis, nu, gata, lumea, mă rog, birocrații, statul, a zis, nu, te-ai întins prea mult. Și l-au închis. Și spitalul și autobuzele și tot. A, și era, deci, el era de culoare și ajuta... pătura defavorizată de culoare din zona respectivă și când a fost întrebat de către presă, domnule, ce ar fi trebuit să facă statul pentru a ajuta, domnule, să se dea la o parte. Că... Ne ajutăm noi singur, bine, mersi. Bine, asta, uite, cât de mult s-a putut rupe cultura, în sensul că atunci oamenii care erau în stare să dea pe asta cu ne ajutăm singuri și să te tragi în sus de șireturi. Acum asta e perimată. Dacă îi spui cuiva că, domne, poți să te ajuți singur să te scoți din rahat, tinerii frumoși și liberi și cu facultate zic, cum servești slogane din astea, sloganuri. Aici apare argumentul ăsta liberal că îi faci rău și ăluia căruia îi dai, căruia îi faci donații. Argumentul ăsta apărea la Hazlitt, uite, subvențiile fac rău unor firme pentru că nu își creează skill-ul să reziste pe piață. La fel și aici apare când îi citează Rothbard, de Harper, când Isabel Patterson, că îi faci și rău, adică îl ții de partea de circuitul productiv. Ești partea de stimă de sine. Cum e, Alex, procesul psihologic, deci momentul în care îi spui, dom'le, poți să te ajungi singur, unde se simte ofensat, probabil, că, dom'le, deci... Crezi că n-am încercat? Adică crezi că până acum ce am făcut? Am stat degeaba? Adică mă faci lene și... Mm.
Din nou, asta iarăși ține de cultură foarte mult și cât se schimbă cultura și se transformă din, uite, dintr-o Vali, cultură asta, o cultură de am dreptul să, am dreptul la... Vali, mă întreb dacă ura asta față de biserică n-ar avea și chestia asta inconștientă, atavică, a competiției pe altruism. Poate fi ceva de genul ăsta? Între leftism și... Păi nu știu. Deci dincolo de partea aia metafizică. Dacă e să tragem... Să ești o chestie de business. Dacă este să tragem rădăcinile leftismului la marxism, da, sigur. Că nu. Sau e Lenin care a spus cu aia cu religia? Care? Că nu e. Religia nu e opiumul maselor. Marx a spus. Da, păi. Omul știa, trebuia să-și demonizeze concurența. El avea să facă o nouă religie și trebuia să-și demonizeze pe aia veche. Nu, dar e o competiție, clar, știi, pentru bani și biserica e un... Uite, ziceai de ce a spus Isabel Patterson și vreau să o citez și după aia să fac și trimitere la un alt articol. Spune, în privința diferenței dintre acțiunile specifice ale filantropului privat și ale capitalistului privat, haideți să studiem cazul persoanei cu adevărat nevoiașe, fără handicap, deci una dintre categoriile la care noi. Să presupunem că filantropul îi dă de mâncare, haine și adăpost. După ce le folosește, revine în starea în care se afla înainte, doar că s-ar putea să fi căpătat năravul dependenței. Dar să presupunem că cineva, fără a fi motivat de benevolență, care vrea pur și simplu să rezolve o problemă din propriile sale motive, l-ar angaja pe cel nevoiaș pe un salariu. Angajatorul nu face o faptă bună, totuși situația angajatului a fost schimbată. Care e diferența esențială dintre cele două acțiuni? Este aceea că angajatorul, nefiind filantrop, l-a readus pe angajat în sfera producției, în marele circuit al energiei, pe când filantropul nu poate redirecționa energia decât fără o revenire în producție și deci cu o mai mică probabilitate ca obiectul binefacerii sale să-și găsească un loc de muncă. Dar s-ar... cerceta întregul rol al filantropilor sincer de la începutul timpului, s-ar vedea că luați la un loc strict pentru activitățile lor filantropice, nu au oferit umanității nici a 10-a parte din beneficiile care au rezultat din eforturile egoiste firești ale unui capitalist. Ca să nu mai vorbim despre mințile mai luminate care au dezvoltat principiile pe care acest capitalist le-a aplicat. Nenumărați gânditori, speculativi, inventatori și organizatori au contribuit la confortul, sănătatea și fericirea semenilor lor, deoarece nu acesta era scopul lor de fapt. Da, da. E vorba de câștigurile... Asta e un argument adus, o să-l găsești la randieni, ca să zic așa. Da. Dom'le, uite, cât face altruismul, cât face caritatea și cât face egoismul, să zici. Hai să ne gândim că pâinea ar fi produsă pur altruist în România, de mâine. E clar că nu s-ar mai acoperi toate nevoile. S-ar muri lumea de foame. Nici măcar n-ai mai avea... E optimistă la cu 1 la 10. Nici măcar n-ai mai avea toate felurile de pâine, ca să nu mai zicem pe de altă parte. Acesta ar fi primul simptom care s-ar vedea. Ai avea un singur fel de pâine, cum exista atunci când se făcea aia de stat, o franțelă și atât. Nu să nu se facă nici aia. Și că nu mai folosești de gâine. Păi și erau și penurii. Era și penurie după aia, a fost și penurie. Adică se făcea, erau cozi și la pâine. Păi poți avea în bucla de altruism, poți avea diversitate, știi? În bucla e mică. Adică 1000 de pâini, dar sunt diverse, adică mori. Bine, ce face referire aici, Isabel Patterson, și îmi place, e că sunt foarte multe lucruri pe care le vedem noi astăzi, da? Tocmai pentru că a existat dorința cuiva de a face bani. Foarte multe invenții. Putem să ne uităm aici pe masă, de jur, în casă, tot felul de chestii, da? Care au existat din dorința unuia de a face bani. Nu din dorința de a oferi condiție mai bune de trai. Te gândești și la stat, de exemplu? Ce? Te gândești și la stat când vorbești de invențiile astea? Nu. Din contră, la stat, atunci când se bagă statul, da, funcționează efectul invers. Atunci când ai o subvenție, când ai un domeniu în care intră statul, ori fie să reglementeze, fie să subvenționeze, invenția, progresul tehnologic, tot dispare. Este dus. Deci, gândește că, uite, de exemplu, statul subvenționează foarte mult reciclarea, da? Reciclăm la fel.
De 20-30 de ani reciclăm la fel. Nu e o soluție, nu a existat o soluție mai bună pentru recicla hârtie, de exemplu. Și când zic 30 de ani, s-ar putea să fie optimist, s-ar putea să fie 50 de ani. Da? De când se ocupă statul să subvenționeze reciclarea, da? Nu avem o soluție mai bună. Toate au încremenit pe loc. Bine, asta o să o discutăm și la, apropo de reciclare, o să o discutăm și la capitolul despre poluare, mediu. Ce, pe scurt, poluarea trebuie să fie reclamată de niște proprietari. Cineva acum ar putea zică, păi, dacă nu se implică statul, ar fi mai rău, ar fi munți de gunoaie peste tot. Nu știm ce ne-am face. Păi, proprietatea cui ar fi munții aia de gunoaie? Da? Asta și e ce să cheia discuții. Dacă lumea vrea. Dacă lumea vrea să aibă multe gunoaie. Bă, dacă are poți bani de făcut din asta. Gustul lui omului. Nu, dar preferința estetică. Nu am vrea să ai gunoi. Nu avem gunoi. Nu. Poate așteaptă să iasă flori din ucigai. Știi la ce mă gândesc? Uite, împotriva egoismului pot spune că dacă ai oameni aia paralizați și amărâți și nu știu ce, acolo ai nevoie de altruism. Cam ăsta e altruismul, nu știu, ai... Da, acolo e. Nu se poate fără. Cazurile alea puține nu merge fără. E cu duș și întors, pentru că de tu atunci când spui altruism, desconsideri argumentul pe care l-am făcut un pic mai devreme cu profitul emoțional. Păi ăsta e altruism. Nu, ăsta nu e altruism. Altruism, prin definiție, da, că tot ai adus vorba de Rand, înseamnă în contra. În contra orice. Înseamnă să sacrifici de la tine tot. Nu... faptul altruism că înseamnă că n-ai recompensă monetară. Asta e una dintre definiții, da? Păi zic că e central. Nu. Atunci păi atunci statul e altruist. Păi ce te motivează? Păi atunci statul e altruist. N-are recompensă. Ce? Statul e altruismul suprem. Nu există un altruist mai bun decât stat. Nu e altruist, pentru că mijlocele sunt coercitive, adică ignoră preferințele celorlalți. Asta e pe partea a doua. Nu scrie nicăieri în altruism că trebuie să obții resursele legitim. Deci în condiția altruismului spune doar, tu ai spus, presupune că nu cauți recompensă monetară, da? Dar nu spune nicăieri că fondurile, da? Tu ar fi trebuit să le fie obținut legitim. Păi și el nu are recompensă monetară? Păi nu are nicio recompensă monetară. Nu sunt plătiți de administrație? O fac statul, gratis? Ca statul. Statul înseamnă niște oameni care lucrează acolo. Statul ca entitate, da? Nu ia bani din banii pe care îi distribuie. Cum să nu iau? Nu iau salarii, nu iau cum să nu iau? Iau din la cei care sunt taxați, nu de la cei care... Nu iau bani din banii pe care îi distribuie, să-i fac din pură bunătate. Da? Când dau asistență socială de la asistat, nu ia bani înapoi. Da? Ia din și extrage din... Păi da, dar asta e altceva. Nu, dacă ar fi altruist, ar trebui să nu ia bani. Asta înseamnă altruist. Înțelegi? Păi dar nu ia să bani... Să nu reține la sursă. Ba da, reține. Cum să nu reține? Okay. A trebuit să lucrezi pe distinția între ce zice Vali. Există profil monetar și profil psihic. Altruism înseamnă că iei bani de la beneficiari, pe când tu zici că ăștia, da, iau bani, dar nu iau de la beneficiari, nu iau de la cei ajutați. Da, dar contează că iau bani, contează că iau bani, nu contează. Da, numai că motivul nu e îndreptat către ăia. Dacă i-ar ajuta pe beneficiari, i-ar ajuta cu adevărat ca să-și ia banii, pe când ei îi mai și ajută pe acești beneficiari, dar și au banii prin birocrație, prin de la stat. De taxe. Stimulentul e diferit. De asta zicea Vali. Vali zicea, stimulentul profitului când ajuți săracii este să-i ajuți și banii ei de la ei, pentru că i-ai ajutat. Ideea e că tu prestezi pe bani. Altruismul nu e o chestie pe bani. Ce nu e așa clar de... Ok. Înțelegi? Dacă ăla și-a luat salariul din administrația, ăla nu mai e altruism. Înțelegi? În altruism, stimulentul e pur psihic. Nu e o chestie. Deci, altfel deci, o firmă. Deci atunci, caritatea privată, da? Care nu... Profitul e pur psihic. Caritatea privată, da? Care angajează oameni, da? Să aibă grijă de oamenii handicapați, da? Îi angajează, nu sunt voluntari. Da? Aia nu mai face altruism. Da? Da, parțial nu. Parțial nu. Dar altruist e cel care dă bani, okay. Știi? Ok. Donatorul. Ok. Păi tu dacă chem un instalator, ce o să zici? Da, e o acțiune egoistă, să zicem. Chem un instalator la un spital de bătrâni, da, eu l-am lucrat pe bani. Nu e altruist.
ca să zic așa. Altruist e la care plătește. Ok. Good. Mi se pare că am vorbit prea puțin despre subvenții. Da? Statul face multe activități din astea în care el injectează bani ori ca să-i ridice pe unii de sub un prag sau să-i ridice peste un prag sau când umblă el în economie îi ține în jos să nu producă prea mult ca să controleze el piața și echilibru macroeconomic. Poziția sănătoasă este să nu mai bage subvențiile alea deloc. De obicei, acum, discuția este că subvențiile ajută foarte mult. Ajută ori oameni care au nevoie să crească, să poată să susțină, deci, doamne, ai subvenții gen Startup Nation, bla, 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 sau ai subvenții care îi ajută să concureze cu alte țări. Și atunci devine un război din ăsta al subvențiilor. Cine subvenționează mai tare ca prețul văzut să fie acceptabil. Da? Că și acceptabil ăsta e de mână cu sărăcia. Sunt niște chestii relative. Așa. Spunem cuvinte frumoase și ce vrem noi să subliniem în povestea asta? Că statul n-ar trebui să se bage, ar trebui să ne lase în pace, cum ai zis Gavi mai devreme, și ar trebui să existe asociații, chit că sunt foarte mari, care ar putea să ne imaginăm să dea împrumuturi preferențiale, cu dobânzi bune, mici, cum mai laudă lumea CRE-ul. Dom'le, am luat bani de la CRE că e dobânda mică. Cine poate să funcționeze într-un CRE? Eu nu pot să iau bani la niciun CRE, dar mă rog. Rămâne cu această subvenție companiilor, că este o asistență de stat prin care banii se luați de la amărâți, de la oamenii săraci și dați celor bogați. Da, se luați de la toți. Aici nu mai există exact, aici nu mai există pretenția că ajuți, îi ajuți pe săraci și ei de la bogați. Da. Adică sunt, să zicem, în agricultură unde cineva are mii și mii de hectare, când s-a întâmplat o segetă sau se dorește limitarea producției de grâu sau orice altceva, prin care statul intervine cu o sumă de bani, banii ăia sunt luați de fapt de la toți. De la... și de la cel sărac care lucrează, să zicem, firme de serviciu sau unul care vinde în cora, trebuie să susțină mari latifundii. O altă categorie care vreau să o menționez sunt oamenii care, studenții, adică oamenii din învățământul superior. În România este gratis și de obicei oamenii ăștia nu sunt din păturile defavorizate. Sunt din păturile favorizate și sunt ținuți acolo din banii săraci. Am zis asta pentru cine s-a uitat la episodul trecut. Da, ok. Da, dar reamintește și da, aici. Da, merge. Da. E același lucru. Rothbard face aici apropo că tot vorbim, sau o să vorbim la un moment dat, o să fie la modă, iar să discutăm despre impozitul progresiv, și face aici o analiză oarecum la nivelul veniturilor de atunci. Și spune că impozitul... Nu. Spune că impozitul progresiv, așa cum e el prezentat, știi că ia, că bogații își plătesc their fair share, își plătesc partea care trebuie. Da? De fapt, nu e adevărat, în sensul că doar o anumită parte din impozit, doar impozitul pe venit este progresiv și alte taxe, cum ar fi taxa pentru ajutor social, care la noi ar fi echivalentă cu asigurarea de pensie, cred, sau... Nu avem și noi un CAS simplu. Păi da, CAS și... asta și asistență socială. Da, o parte din ea se duce la pensii. La noi. La ei nu. Ok. CASS-ul e sănătatea, CAS-ul este pensii, șomaj. Și... Da, deci o parte se duce și la pensii. Asta ține aminte. Ideea e că astea sunt în Statele Unite, sunt într-un quantum fix.
Până la o anumită sumă. Deci sunt, cum ar veni, cum e la noi limita aia de 10 salarii minime. Da? Ok, și la ei ăsta e un quantum fix. Ceea ce înseamnă că pentru cei sub o anumită, sub quantumul ăla devenit pe an, ei ajung să plătească procentul întreg din venit, pe când cei care fac mai mult nu mai plătesc decât acel procent, decât suma respectivă, da, care pe cât crește venitul, cu atât procentul pe care ea îl reprezintă din venitul lor se micșorează. Și a spus că au făcut niște analize și de fapt sistemul ăsta progresiv, atunci când bagă în el și asta, ajutorul, contribuția pentru ajutor social, de fapt asta înseamnă ce asta, contribuția pentru ajutor social, începe să nu mai fie, adică pe cei mai săraci lovește mai mult decât pe clasa imediat următoare și de-abia, deci el se egalizează undeva, la procent din venit se egalizează undeva față de clasa cea mai săracă, la 5 praguri mai sus de venit. Ai zis mai devreme că their fair share. Cine i-a pus stăpâni pe unii să judece ce este fair, ce este corect? Profesorii de la facultate. Ideea e că e regresiv mai degrabă. Că da, săraci, ce... plătesc în procent. Nu e regresiv, mai mult, e așa. Deci eu sunt unii pe la formă de care sunt cei mai terminați de viață. Nu. Pe chestia asta. Nu. Aia din clasa de mijloc o duc ceva mai bine față de ceilalți. Okay. Da, bine, atunci când integrează și taxele pe proprietate în analiză, atunci da, e total regresiv. Deci dacă se apucă să integreze taxele pe proprietate și taxele pe consum, e total regresiv, în sensul că cei mai săraci plătesc cel mai multe taxe și toată linia e... Uite, aici apărea obiecția asta. Ok, plătesc că ea săraci mult, dar și primesc mult. Știi că discută obiecția asta. Răspunsul lui, fiindcă nu se suprapun. Uh-huh. Săracul din privat nu se suprapune cu săracul asistat. Ca să aduce obiecția asta. Pentru că ăla din privat nu primește. Că nu e același, da. Da, nu e același. Da. Ca să aduc discuția către subiectul discutat pe final în capitol, mie mi se pare că, uite, cultural, trăim în niște vremuri în care oamenii își imaginează că lucrurile pot fi controlate și pot să trăiască într-un mediu artificial ideal, așa cum își imaginează cum să-și organizeze în casă și își fac o armonie în casă, își imaginează că și restul vieții poate fi controlat. Și atunci, lovindu-se de complexitatea mare a lucrurilor, pe care noi nu vrem să o controlăm pentru că înțelegem că așa aflăm cum merg lucrurile, ei își imaginează că statul poate să controleze lucrurile astea, pentru că are armate de birocrați, de specialiști care o să pună lucrurile bine. Cum să vrem? Mulți oameni cred că nu înțeleg cum să ceri să fie libertate. Cum să ceri să vrei să afli răspunsul? Mai bine să impui tu prin control, prin învârtit butoane, plafoane și subvenții, cum să iasă lucrurile, așa cum vrem noi. Și cum vrem noi? Păi cine? Cum vrea o majoritate din cei prezenți la vot astăzi. Și din seria asta, apărând probleme în societate, s-a discutat și o să mai discute și ultimul punct din capitolul ăsta, un fel de venit universal de bază, garantat, mă rog, UBI, da. Universal Basic Income. Eu n-am înțeles de ce. Unde o să, apropo de UBI, o să găsiți în descriere. Momentul în care ai un venit sub nivel stabilit de ei, te taxează cu minus 3% ca să ajungi la nivelul respectiv. Perfect, îmi place că ai adus discuția, pentru că Rothbard nu reprezintă corect, dar Rothbard are dreptate, pentru că Rothbard reprezintă felul în care a ajuns. Deci ideea cu povestea cu impozitul negativ pe venit, era pusă în felul următor de Milton Friedman.
A spus așa, să presupunem un prag, Rothbard îi spune $4,000 pe an, hai să zicem, folosim pe ăsta, numai, nu contează că nu mai sunt valide în ziua de astăzi sumele astea, dar, din cauza dar hai să, ok, și să spunem că impozitul negativ pe venit, da, este 25%. Da? Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că tu nu plătești nicio taxă până când ajungi la $4,000 pe an, și diferența de la cât faci tu până la $4,000, diferența, atenție, aia pe care nu o faci. Deci dacă, de exemplu, tu faci 2500, diferența este 1500. Da? Ok. Diferența aia e impozitată negativ cu 25%, da? Și banii aia ți-i dau ție. Deci, practic, tu faci 2500 pe an netaxabil, da? Diferența 1500, aplici 25%, asta înseamnă 375, da? Și aia $375 ți-i dau ție. Asta era ideea impozitului negativ propusă de Friedman. Din păcate, Friedman a crezut că în America merg lucrurile ca în Chile, adică a subestimat voința birocrației de a avea input, de a face amendamente. Și în loc de asta a ajuns ideea lui, când a ajuns pe masa Congresului, chiar dacă ideea în sine are sens, pentru că, atenție, pe felul de a pune problema în felul ăsta nu îți scade motivația de a vrea să faci mai mult. Pentru că tu întotdeauna, banii pe care îi faci în plus până la pragul ăla îți rămân ție. Deci tu oricând ești și chiar poți să treci peste pragul ăla, da? Banii tăia tot îți rămân ție. Singura problemă ai putea să o ai la prag acolo, dar e o problemă de $4 în stânga și în dreapta pragului. Dar această taxă inversă era ca o soluție, era propusă ca o soluție la tot tape-ul pentru a demantela absolut tot, în sensul să înlocuiești tot departamentul respectiv. Deci, ideea era să scazi cheltuielile statului, să înlocuiești tot sistemul asistențial, tot departamentul, cu toți evaluatorii, cu toți oamenii care, lucrătorii de caz, distribuitorii de bani, tot, îl iei, îl bagi sub umbrela fiscului, lumea doar își completează declarația pe venit pe care își completează oricum în fiecare an. Da, și primește banii ăștia până la 15 martie când vin banii. Însă, spuneam că Friedman a subestimat puterea birocrației și lobby-ului și a animalului politic din Washington, din America, inclusiv pe cel republican, că el la republican s-a dus. Și proiectul lui de bun simț a ajuns de nerecunoscut, în sensul că, uite, până nu ți-am explicat, nu știi, nici măcar nu știa cum funcționează. Pentru că cum a ajuns el să funcționeze este cum spune Rothbard. Se dă o sumă, a ajuns de fapt un UBI în sens. Se dă o sumă și statul ți-o dă... Îți dă diferența. Statul ți-o dă, punct. Și tu, și dacă tu faci bani în plus, da, statul dă mai puțin. Da. Adică îți dă doar până la suma respectivă. Îți completează până la suma aia. Ceea ce bineînțeles că nu va funcționa pentru că are toate problemele pe care le-am explicat la începutul emisiunii. Nu te incentivează, nu te motivează să muncești în plus deloc. Păi și asta te motiva? Păi pentru că orice ban pe care îl făceai în plus îți rămânea ție. Deci tu dacă ai 2500, faci 2500, primești 375, ai în total 2875, mulțumesc, da? Dacă faci 2600, da? Deci muncești un pic mai mult, faci 2600, da? Ai 1400, împărțit la 4, 350, da? 2950. Deci ai cu $150 mai mult. Tu luându-ți $100 în plus la muncă, primești $150 în plus. Deci nu e a 4.000 garantați. Nu, tocmai că nu era așa. A trebuit să mă duc să-l caut din nou, că știam că era ceva ce are sens și când am recitit capitolul am rămas blocat. Că stai puțin, că nu e... Stimulează munca, nu? Sau da, stimulează munca. Și tu nu mai ai niciun ajutor? Nu mai ai niciun ajutor. Nu mai avea nimic. Iar dacă luai 0, adică nu munceai deloc. Așa, luai 4.000 părți la 4.000. 1.000. Deci nu tot te incentiva să
Păi și dacă îți luai, din punctul ăsta de vedere, da, dar poți să stabilești pragul astfel încât, da, ideea este că și dacă munceai de 50 de dolari, da, mai departe, păi aveai 50 de dolari plus un sfert din 3950. Uh-huh. Adică nu există un prag de la care era mai bine să adică stai tot aveai mai să mult nu de 1000. Muncești. Uh-huh. Prin formula asta, știi? Cum? Nu există un prag? Nu există un prag de la care era mai rentabil să stai decât să muncești. Da. Tot timpul dacă munceai era mai bine decât dacă ai fi stat. Tot timpul dacă munceai luai un ban în plus. Adică singurul motiv pentru care stăteai era ok, ți ajungeam. Stabileai că ți ajungeau în stilul ăsta de viață. Și n-aveai chef să muncești. Genul ăsta de ce stă similat dacă nu stă același lucru? Pentru că în felul ăsta a ajuns în legislație, da. L-au modificat. Și mie, tu vii cu o idee bună. Am făcut o prostie. Da. Tu vii cu o idee bună, o pui în mâna politicului și politicul după aia îți trage numele prin noroi cu toate schimbările pe care le-au făcut la ideea ta. Deci ajutorul era în funcție de muncă. Era în funcție, era pe venitul care îți lipsea ca să atingi pragul ăla. Era un procentaj din venitul care îți lipsea să atingi pragul. Ce se întâmpla? Peste prag intra în sistem, normal. Te taxa. Pozitiv. Da. Pozitiv pentru ei, da. Păi, dar nu e totuși un fel de venit garantat, nu? Dacă se adaugă să atingi. Este un fel. Și în România nu avem ceva de genul ăsta? Nu, n-avem. Nu. Nu, avem, mă rog. Era 6 milioane și nu știu. Trebuie să fie ajutorul social, da, și ăla îl primești doar un timp în România. Și dacă dovedești, și la noi trebuie să dovedești că îți pasă... Că îți cauți, trebuie să faci cursuri de calificare și tot ca să continui să îl primești, mi se pare. Numai că e o limită în care poți să stai în șomaj, mi se pare. Mă rog, cum a ajuns UBI astăzi este taxăm pe toată lumea și dăm înapoi la toată lumea. Tot pretenția e tot că simplificăm birocrația, dar dăm înapoi la toată lumea o sumă minimă. De la țară la țară, de la zonă la zonă, nu ne este foarte clar unde hotărât pragul ăla, sau în fine gândit pragul ăla, că au fost... Bine, îți dai seama că oamenii ideologi ăștia sunt ultra-hiperglobaliști și ar dori să fie peste tot la fel. Știi? Da. N-ar vedea o problemă în asta. Adică... Ce vreau să zic aici este că oamenii simt așa intuitiv că e normal într-un fel dacă toată societatea o duce mai bine, am vrea să simțim și noi că avem așa un prag ridicat al lucrurilor, să stăm pe ceva mai sus, să nu ne mai umple inundația de sărăcie. Și pe de o parte la noi în țări postcomuniste intuiția este că toate lucrurile pe care le-au făcut statul comunist ar fi trebuit să revină poporului, au mai fost discuții din astea cu controlul românilor asupra resurselor, și logica aici ar fi fost oricum nu un UBI, ci ar fi fost toate unitățile relevante tehnologic să dea acțiuni oamenilor. Da, tot omul, tot cine a făcut în baza căror munci, da, teoria valorii muncii. În baza cui a făcut statul comunist? Păi, în baza poporului. Ok, atunci întoarce toate lucrurile la popor ca formă de acțiuni. Și atunci de fapt. Da, exact. Și atunci dividendele alea din toate resursele statului, dacă statul o duce bine, ar fi adus niște venituri, dar n-ar fi fost garantat, ci ar fi fost niște dividende. Dacă lucrurile mergeau prost, ar fi fost dividende mai mici. Sau ar fi crescut. În vest, neavând pretenția asta că trebuie să dea statul ceva înapoi, e o idee din asta, așa o simt eu, în care trebuie să beneficiem și noi cumva. E din seria You Didn't Build That. Da, trebuie să beneficiem și noi cumva contextul de... Contextul ăsta cu roboții. Asta, UBI a venit pe valul ăsta. Acum, roboții, acum da. Da. Șomaj în masă și... Bine, acum, da, dar vedem că asta e o idee veche de 50 de ani. Deci nu e... Și atunci era același de la ceva. Cu automatizarea, deci, da, că știu că spune... Deja se fiști din anii 60. Deci maneaua aia aceeași, dar versurile saltele.
nici măcar, deci ce poți să nici măcar. Terminator. Bine, poți să spui că acum vorbește în argou. Măcar. Știi, am mai datat un pic limbajul. Sfârșitul ideii pe care o ziceam adineori era că oamenii trăiesc cu impresia că ar trebui să primească, să beneficieze de pe urma aceste beneficii emergente, externalități pozitive din societate, dar din nou nu poți să garantezi un venit. Și atunci ai putea să-ți imaginezi că oamenii în vest ar putea să-și cumpere acțiuni. Da? Sau să... Dai, cum vrei să aibă mai mulți? Vrei să aibă mai multe? Nu. În fine, nu, trebuie să dea statul să distribuie eventual una odată la 4 ani, că așa e democratic. Ideea mea este că UBI nu este o propunere logică, ci dividendele sunt o propunere logică. Zi tu, Costa. Uite, Rodar vorbește de contrastul ăsta, că era și pe vremea lui Roosevelt. Deci ăștia care vor să bage UBI spun că... cum spunea și Roosevelt, le va înlocui pe celelalte. Rothbard spune, nu, mai degrabă se va adăuga. Deci cam asta e polemica între are toate șase, republicani și democrații. Democrații spun că adaugă. Se dă nu, la ei e pe față. Iar republicanii visători cred, ca și Friedman, că va înlocui, deci chestia asta fac. Inclusiv libertarieni susțin asta, ca măsură graduală. Bine, uite, putem spune, da, dacă e să putem să parafrazăm, există ideea zero taxe pe salariu minim, uh-huh. Da? Care teoretic ar face același lucru, nu? În sensul că măcar nu ții mai ea. Trage o linie. Și nu că nu ți dă, dar măcar nu ții mai ea. Și astea sunt așteptările și Rothbard n-a zice că e mai probabil adăugirea, se adaugă, decât să substituie. Dacă ne... Uite, îmi place că ai dus ideea asta că, domne, că societatea o duce bine și atunci trebuie să ne ridicăm și noi cu valul. Dar mie mi se pare că asta e o reprezentare corect greșită, în sensul că ea e corectă, că chestia asta se întâmplă deja, da? Piața o face, exact. Da? În sensul că, uite, ai tot felul de luxuri care au fost inventate de piață, care acum au ajuns bunuri de larg consum, da? un televizor flat screen, un telefon din ăsta, un calculator în buzunar, da? E inimaginabil pentru anii 70-80, da? 90. Chiar. 2000. Nu, dacă în 2007 ești iPhone-ul. Da. Deci deja la sfârșitul anilor 2000, știi, dar ideea e că era material SF, da? Acum mulți ani. Acces la... Cam așa va fi și cu libertarianism. Accesul la informație, da? De exemplu, pentru că asta e un byproduct al faptului că ai internet peste tot, da? Internetul n-ar fi avut un motiv să ai internet peste tot. Da, să ai internet cu telefonia mobilă, atenție, telefonia mobilă veche de când lumea, da? Tehnologia să dea internetul exista de când a existat tehnologia de telefonie mobilă. Zici și de predicția lui Krugman că da, corect. Că nu va avea niciun corect. Marele economist laureat al premiului Nobel în gura căruia se mai uită unii oameni, da, din păcate, unii oameni bine puși în politica americană de sfera stângistă, a făcut o predicție istorică deja în 1998, a prezis că internetul e o chestie care o să dispară, cum au dispărut casetele beta. N-a prezis e o modă. Să fie în loc. E o modă care o să treacă. Da? Bun economist. Da, revenind, spuneam că accesul la internet, dar n-ai fi avut un motiv să ai acces la internet dacă nu aveai device-urile care să-l poată folosi. Da? Internetul în sine s-a schimbat, în sensul că au apărut serviciile de streaming, nu erau sustenabile, da? Până când nu ai avut banda necesară ca să poți face streaming. Da? Și banda a apărut din cauza faptului că lumea a avut, da, telefoanele astea, da, calculatoarele astea în buzunar. S-au ajutat, s-au crescut una pe cealaltă și de fapt mai multe, nu doar două, dar nu avem da, mai nu, multe. Da, nu, suntem în domeniul ăsta, da, în care sunt mai puține. Și ideea e că toate chestiile astea, da, au fost făcute de oameni care au vrut bani. Bine, o să zică lumea, nu, stai că internetul l-a inventat statul undeva, ok, bine, și nu s-ar fi inventat niciodată,
Adică fără stat niciodată nu s-ar fi inventat internetul. E, asta e... Mai devreme. Bine, bun mediu. A fost o firmă privată pe care statul a angajat-o să creeze. Da, dar poți să spui că, știi, la contracte cu statul... Ok, poți să iau... Nu în sensul prostat, că el a dat direcția, știi? Uh-huh. Ah. Da, păi, dacă lumea zice, de exemplu, că internetul este... a apărut pentru că guvernul american a vrut să dezvolte o tehnologie de comunicație care să rămână stabilă în urma unui atac nuclear devastator. Da, da. Asta a fost ideea pentru care a apărut internetul. Ok, bun, poate n-ar fi apărut din cauza aia, dar poate ar fi apărut din cauza că lumea vrea să comunice, vrea să schimbe informații, vrea să schimbe. Și la fel cum GPS-ul, da? Global Positioning System, da? Care avem, este un sistem de stat militar american, da? Care tot la fel e făcut ca să poată să lovească în orice punct al locului, să poată să coordoneze mișcări de trupe masive. Ok, poate că n-ar fi apărut de asta, da? Dar poate că ar fi apărut pentru că lumea are device-urile astea capabile să comunice în timp real și ar fi vrut să știe pe unde să o ia, da? Că nu toată lumea se descurcă cu o hartă în mână. Asta e, astea sunt lucrurile. Da, să mute mărfuri, să mute alte resurse, nu neapărat apărare. Ok. Uite, în urmă gândesc la comparația asta între, nu știu cât de sugestivă este, între crizele economice și caritate. Care e problema crizelor economice pentru austrieci? Că n-ai cărămiți, ai niște hârtii pe care scrie aceasta este o cărămidă. Tu nu ai bunuri reale. Ai niște hârtii, adică bani, niște simboluri. Deci nu ai bunuri reale. Care e comparația? La fel și statul nu-ți crește cantitatea de altruism, nu-ți crește cărămizile. Noi ne ofticăm iar a furat Dragnea banii. Iar de ce? Pentru că el nu-ți crește altruismul din lume. Altruismul e tot ăla. Problema e cum îl canalizezi mai bine, privat sau prin stat. Răspunsul e ușor. Totdeauna privat. Nu, dar asta e explicație. De ce, domnule, de ce tot miri? Uite, tare polițian iar și-a tras pensie specială. Eu credeam că ăla și-a dat deja jumate din avere la săraci. Am văzut păi nu a crescut altruismul din lume. Altruismul am văzut o știre astăzi că și primarii vor să-și tragă pensie specială. Păi sau... De-abia aștept să văd ce zice Ciucu. O să respingă cu indignare, presupun. Sigur. Ok, ne-am fost în Dodi. Dacă v-a plăcut ce ați auzit, mai jos aveți buton like, share, subscribe. Pentru Valentin Berceanu, Gabi Munteanu, Costel Stavarache și Alex Chiriac, vă mulțumim pentru atenție, vă urăm libertate, că e mai bună decât toate.